Emisiune susținută de HRI Vitalion. Atacul cerebral reprezintă una dintre principalele cauze de mortalitate din lume, iar România se plasează pe locul 3 în Europa. Îngrijorător este faptul că din ce în ce mai multe persoane tinere suferă un accident cerebral. Există, de fapt, două tipuri de accidente vasculare cerebrale, pe scurt AVC, hemoragia cerebrală și ischemia cerebrală. Haideți să aflăm împreună care sunt factorii de risc și ce putem face pentru a preîntâmpina accidentul vascular cerebral. De la domnul doctor Iosif Balint. Atacul cerebral are loc atunci când fluxul sanguin este brusc întrerupt către o parte a creierului, ceea ce duce la moartea celulelor cerebrale. Atacul cerebral sau accidentul vascular cerebral poate să fie de două tipuri. Poate să fie ischemică și hemoragică. Ce înseamnă acest lucru? În ambele situații vorbim de stoparea irigării cu sânge a creierului. Accidentul vascular cerebral înseamnă că acele artere care irigă, care transportă sângele către creier, suferă un blocaj sau o ruptură de arteră. Există două tipuri de accidente vasculare cerebrale: hemoragia cerebrală și ischemia cerebrală. Atacurile ischemice sunt cele mai frecvente. Iată în ce constă ischemia cerebrală. Ce înseamnă ischemic? Ischemic înseamnă că un cheag de sânge, de exemplu, care s-a format altundeva, într-o altă locație în organism, ajunge într-o arteră care duce sângele către creier și la un moment dat poate să înfunde această arteră, ajunge la o arteră mai mică, într-o arteră mai mică, în care se oprește și blochează total circulația sângelui în artera respectivă și atunci numai zona adiacentă acelei artere nu mai primește sânge. Știm că dacă neuronii, celulele creierului nu primesc oxigen 4-5 minute, pot muri, deci pot suferi irreversibil. Da? Putem să pierdem acele celule definitiv. Dar poate să fie ischemică și din cauza aterosclerozei. Se depun grăsimile pe peretele vaselor, se formează un dop în interiorul arterei, tot așa nu avem flux de sânge pe zona respectivă și apare atacul cerebral ischemic. Iată în ce constă și atacul cerebral hemoragic. Înseamnă că peretele vascular s-a spart din anumite cauze. Aici ori din cauza unei hipertensiuni, care o creștere de tensiune care a apărut brusc, putem să zicem, sau din cauza slăbiciunii peretelor arterial, un anevrism care s-a rupt. Deci sunt mai multe motive. Și asta înseamnă că acea arteră s-a rupt, s-a format o hemoragie în cutia craniană și știm că creierul este în cutia craniană, care este os, este ca și o cască pentru creier. În momentul în care apare o hemoragie, nu se poate dilata, deci oasele, craniul nu se dilată și atunci toată presiunea, fiindcă volumul crește, hemoragia, curge sângele, hemoragia crește, pata, să zic așa, pata cea de sânge, și cum oasele nu se dilată, craniul nu se dilată, toată presiunea va fi pe creier. Și atunci, pe de o parte, nu avem irigație pe acele neuroni, pe acele celule ale creierului. Pe de altă parte, vine și o presiune din cauza acestei hemoragii, care poate să ducă la o suferință și mai mare a creierului. Atacurile cerebrale reprezintă un pericol major, cu atât mai mult cu cât ele au loc brusc, subit. Acesta intervine subit. Cu câteva minute înainte se poate că putem să ne dăm seama, sau
Normal, acum pot apărea, de exemplu, dureri mari de cap, dar de foarte multe ori pacienții nu dau o importanță atât de mare, fiindcă e foarte rar să ai dureri de cap cu două zile înainte să faci un atac vascular cerebral. Ideea este că e foarte important timpul de intervenție, fiindcă vedem, avem 4-5 minute pentru celulele nervoase. Ca să ne dăm seama care este situația, putem să facem câteva lucruri foarte importante care pot duce chiar la menținerea în viață a pacientului. Deci, dacă întâlniți pacienți care își pierd cunoștința sau pică fără niciun semn prealabil, atunci, în primul rând, primul lucru este să chemați o salvare, ajutoare. În al doilea rând, sunt câteva manevre pe care puteți să faceți și să vă dați seama dacă într-adevăr este o hemoragie sau un accident vascular cerebral. Și care sunt acestea? Dacă este pacientul conștient, da, întrebați-l dacă știe cum se numește, știe cine este și așa mai departe. Și în momentul în care vă răspunde, puteți să observați dacă cura se mișcă normal. Dacă este o hemoragie sau dacă este un accident vascular cerebral, poate să apară pareza pe o parte, să-i fugă gura, să nu se miște normal. Puteți să-i rugați să încerce să-și ridice mâinile. Vedeți dacă ambele mâini se ridică și poate să-și ridice ambele mâini. Dacă este un accident vascular cerebral, atunci una dintre mâini nu poate să-și ridice sau nu la înălțimea la care ridică celălalt. Deci sunt niște semne concrete. Puteți să rugați să miște ambele picioare în sincron. Puteți vedea dacă funcționează normal și în același timp. Dacă nu, atunci și acesta poate să ducă cu gândul la un accident vascular cerebral. Toate acestea se derulează în câteva secunde. Important este că trebuie intervenită foarte repede la acești pacienți. Iată și care sunt factorii de risc, factorii favorizanți. Avem aceeași probleme ca și la un infarct miocardic. Deci alimentație necorespunzătoare. Trebuie să știm că fumătorii au un risc crescut și la accidentul vascular cerebral, nu numai la infarctul miocardic. Grăsimile din sânge care sunt crescute, care se pot depune, pot duce la formarea acestor plăci aterosclerotice și apariția acestor blocaje pe traseul arterelor. Toate acestea sunt riscuri crescute pentru accidentul vascular cerebral. Hipertensiunea, diabetul, care știm că în diabet arterele, peretele vaselor se distrug mult mai accentuat, mult mai repede decât la pacienții care nu au această boală. Trebuie știut că riscul de recidivă este foarte mare, ceea ce înseamnă că persoanele care au avut un accident vascular cerebral riscă să mai treacă printr-un asemenea episod. De obicei, pacienții fac una, după aia încă una, după aia încă una, deci riscul este foarte crescut. Și atunci, în primul rând, cei care au avut deja, putem să administrăm și este recomandat să administrăm aceste tablete pentru a încerca să prevenim un al doilea sau un al treilea accident vascular cerebral prin faptul că aceste tablete, pe de o parte, curăță arterele din interior, dizolvă aceste plăci aterosclerotice, pe de altă parte, ajută la reconstrucția peretelor vasculare și ajută la redarea elasticității peretelor vasculare. Și atunci, aceste vase se rup mult mai greu decât o arteră care n-a avut acest ajutor. Bineînțeles, trebuie să luăm în considerare toate aceste remedii și preventiv, pentru că până la urmă, prevenția și stilul de viață adecvat sunt esențiale. De la vârsta de 35-40 de ani, deja putem să ne gândim să
începem să luptăm împotriva acestor boli, fiindcă vorbim de boli cardiovasculare și accidentul vascular cerebral este una dintre aceste boli. Suplimentele nutritive, naturale, ne pot fi utile și pentru sănătatea vaselor de sânge, ajutându-ne sănătatea, ceea ce nu înseamnă totuși că pot înlocui un stil de viață adecvat, o alimentație sănătoasă, mișcarea și exercițiile fizice. Aceste tablete conțin vitamina A, vitamina C, fier, magneziu, mangan, cupru, calciu și extracte din mărviță de vie, floare de soc, coajă de portocale, hibiscus. Deci conțin destul de multe minerale și vitamine și extracte din plante. Combinația aceasta are menirea, în primul rând, de a regenera țesutul arterelor, de a regenera, ajută de fapt la reconstruirea peretelor vasculare. Putem așadar să ne ajutăm alegând suplimentele nutritive de calitate și o alimentație adecvată, făcând pauze de relaxare, încercând să eliminăm în măsura posibilului stresul, alegând să facem mișcare și să renunțăm la o viață mult prea sedentară. Având sănătate, putem să ne împlinim visele, să muncim pentru a le transforma în realitate, să avem succesul dorit. Sănătate, că e mai bună decât toate! Pentru mai multe informații, vă așteptăm pe diferențeșiesențe.ro și pe pagina noastră de Facebook. Vă mulțumim și vă invităm cu drag să urmăriți și viitoarea ediție a emisiunii noastre. Emisiune susținută de HRI Vitalion.